Cine a pierdut două puncte, cine a câștigat un punct sau cum să judecăm meciul ăsta? Eu aș spune că deși minutul 73 era 2-0 pentru Craiova, rezultatul nu prea e corect. Adică Sepsi ar fi meritat să câștige. Cum s-a ajuns la 2-0 pentru Craiova? Foarte greu de explicat. Pentru că ocazia a avut mai multe Sepsi. Chiar și până la 2-0. Craiova a apărut o echipă care are mari probleme fizice, din punctul meu de vedere, și mari probleme în defensivă, în special din cauza faptului că la ambele goluri, mijlocașii centrali... O să le analizăm. O primă reacție. În Bănie, l-ascultăm pe marcatorul primului gol al oaspeților Damașcan. Bine, de când ai intrat? Bună seara. Cred că în special la două repriză a fost abordarea și atitudinea corectă care trebuie să persiste la fiecare meci. Mi se pare că am făcut un joc bun. Cum ați spus și dumneavoastră, puteam să scoatem și mai mult. Craiova a luat un cartonaș roșu pe final, dar și înainte de asta am dominat meciul, am creat ocazii. Un pic nu am avut noroc la sfârșit, meritul lui portarului Craiova. Dar, cum și-am zis, asta este calea care trebuie să mergem. Abordarea și atitudinea a fost mai mult decât corectă. Ai fost transferat la Șepși și cu surle și trâmbițe, s-a așteptat mult de la tine, au fost și probleme medicale pentru tine. Spune-ne ce ți-ai propus tu în acest sezon. Da, din păcate, sezonul trecut am avut parte de mai multe accidentări, care mi-a fost mai greu să joc, însă anul acesta muncesc și lucrez în așa mod încât să nu mai am probleme care le-am avut anul trecut. Sper să fiu mult mai constant și cum își se așteaptă clubul de la mine, la fel îmi doresc și eu foarte mult să dau randament și să fiu de folos echipei, pentru că știu că sunt în stare. Ne uitam azi, analizam așa un pic golul tău, după o centrare nu tocmai fasta colegului tău. Ai simțit că va intra acea minge? Ai venit foarte decis. Nu am simțit, dar am fost determinat, am pus latul, m-am străduit să nu dau tare în minge, doar să pun bine latul și uite că mi-a ieșit bine. După acest start al vostru și după ce am văzut în finalul sezonului trecut, multă lume vă vede foarte sus în acest an, poate chiar să spargeți acest trio CFR, FCSB, Craiova. Tu crezi că poate Șepși să intre între aceste echipe? Da, noi apreciem că voi ne vedeți așa și noi muncim mult pentru asta, însă eu nu aș prefera să nu vorbesc mult, ci să rămânem umili, determinați, cu atitudinea corectă și sunt sigur că cu abordarea care am avut-o azi și ultimele meciuri, sunt sigur că ca echipă putem să atingem scopuri înalte. Cu gândul un pic la cupele europene? Da, sigur. Sigur, acum următorul meci este în cupele europene. Mergem, ne recuperăm, refacere și cu gândul începem să pregătim următorul meci. Mulțumim. Mersi și eu. Am lăsat pe Damașcan, deci spuneați dumneavoastră de probleme fizice pentru Craiova. Da, așa pare că nu aleargă și că nu mai pot alerga. Iar întreb și eu unde au fost mijlocași centrali la cele două goluri. Pe Mateiu l-am văzut la golul 2. Dar l-a văzut și Varu. Eu l-a văzut, da. Și nu l-a mai lăsat să joace. Andrei, tot așa, impresii? Cred că Universitatea trebuie să mulțumească cu punctul ăsta. Deci Craiova se mulțumească. Da. A luat foarte mult din meciul ăsta. Aș fi spus, poate la 2-0, în momentul în care s-a făcut 2-0, dacă puneam la socoteară și ocazia lui Colici, aș fi spus că, ok, s-au egalat ocaziile. Atunci ați spus că 2-0 e prea mult față de un egal. Dar dacă continuăm discuția, l-ascultăm și pe Păun. A venit acel contraatac și au făcut 2-0. De acolo a fost greu, dar după aceea am controlat jocul și am avut forța să revenim. Devine așa un deja vu și cu CFR-ul ați început greu în Supercupă. Gol ei, ocazii, iar apoi trebuie să se întâmple asta ca să vă trezească un pic. Da, începe mai greu, se pare, deocamdată până prindem ritmul, dar e bine că avem forța să revenim. Spune-ne golul tău, cum a fost, ce a fost acolo și ce ai simțit tu? Da, Mateu a venit să pună o contră și nu știu dacă a atins mingea, eu am lovit-o și apoi m-a lovit. Ai simțit că va intra sau n-ai apucat să mai... Am văzut în cădere că a intrat și m-am bucurat deja chiar dacă mă durea piciorul.
ai beneficiat de prima intervenție, VAR, iată, ai obținut pentru adversarul cartonaș roșu, dacă da, mă bucur așa. Că a fost în favoarea noastră, prima dată n-a știut de ce merge Radu să analizeze, dar apoi am văzut că a dat roșu și a fost bine pentru noi. Îl întrebam și pe colegul tău, multă lume vă vede o echipă solidă și ați demonstrat asta nu numai în finalul sezonului trecut, ci și în debutul acestui sezon. Poate Șepși să devină o nucă tare acolo sus, între primele trei chiar? Nu știu, am început bine, dar luăm meci cu meci, avem o echipă omogenă, nu s-au făcut multe schimbări de anul trecut și vom încerca să terminăm cât mai sus. Obiectivul nostru este play-off-ul, dar vom vedea după aceea dacă vom intra, unde vom putea ajunge. După ce ai văzut CFR-ul, te înspăimântă așa un pic cupele europene, că urmați și voi în cupele europene? Nu, și CFR-ul cred că a avut ghinion. Meciul ăsta a dominat de la cap la coadă, din păcate a primit acele două goluri, cred că la singurele ocazii și asta a fost, chiar a avut ghinion. Sperăm joi să facem o figură frumoasă și chiar dacă să voi câștigăm. Aveți un adversar mai important, nu? Da, am urmărit meciurile adversarului și vom analiza mai bine acum, ne vom pregăti și vrem să ne calificăm. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Da, Andrei, te întrerupsesem. Da, deci raportul final al ocazilor este totuși 7-4. Adică pentru Sepsi, de asta spun că s-au întâmplat lucruri, dar ultimele trei ocazii, adică două goluri și încă o ocazie mare pe final, se produc după ce Craiova face două schimbări. Craiova n-a arătat cine știe ce fizic până în minutul 70, dar după ce s-au făcut acele două schimbări, au intrat doi jucători, Marcovici și Nistor. Pe niciunul nu i-am văzut ajutându-și echipa în momente grele, în defensivă, acolo unde trebuie să înduri, să lupți, să suferi când simți că e un moment de genul ăsta cum e al echipei și să apere rezultat. Ori lucrurile astea nu s-au întâmplat. Îl ascultăm și pe Mateiu. Cred că am făcut un prim joc bun și meritam victoria, după părerea mea. Am dominat mai ales 75 de minute. Am făcut o greșeală la primul gol, nu trebuia să luăm, părerea mea. Și de la Sepsi, nu știu, au avut două ocazii. Am înțeles că și pe final am încă una. Da. Da. Până am avut 92 ocazii, două goluri. Și mie mi-a trecut mingea printre picioare, m-a atins la ambele gambe și tot în poartă a intrat. Incredibil. S-a făcut de ping-pong, cred că. Așa a fost să fie. Spune-ne, tu ai fost implicat în prima fază analizată VAR, nu a ieșit bine pentru tine. Cum a fost acea fază? Sau nu știu, explică-ne un pic. Eu m-am dus direct pe minge, nici nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat. Nu a fost intensitate, cred că mare, el a jucat în continuare, nu știu dacă a fost, dar mă bucur că avem VAR și oricum, acum se vede dacă a fost sau nu. Dacă a fost, stai, oricum trebuie să stau două etape. Da, dacă arbitru a dat, înseamnă... Dacă a fost, s-a uitat, sunt, ați arbitru. Cum ai considera acest star pentru voi? Te simți nervos, e normal, da. După un cartonaș roșu și mai ales că nu a pusese o evoluție rea până atunci, până la urmă ai încercat să blochezi golul 1. Da, toată echipa am făcut, cred că, un joc bun, mai ales primul joc, și ne-a ridicat la un nivel foarte bun. Nici nu mă gândeam că o să jucăm chiar de bine. Eu zic că meritam victoria. Asta e frustrarea mai mare, că nu meritam să fim egalați de la 2-0. Da, pare că ați rezolvat mare parte din problemele defensive care v-au dat bătăi de cap în sezoanele trecute, însă golul tot vine. Că nu vine de aproape, vine de la distanță. Iată, da. Două goluri, parcă un pic la fel, șuturi de la distanță. E Dimitrov, prietenul meu, dă o centrare greșită pe 16 metri, n-a vrut să dea acolo și o bagă cu gamba, cu tibia, cu cea băgată, bară gol. Incredibil. Și mie îmi trece printre picioare ca mingea de tenis sau de ping-pong. Așa e, asta e fotbalul. Mergem mai departe, trebuie să jucăm în Europa și mai bine decât azi, să câștigăm. Vreau să te întreb acest lucru. Ce înseamnă acest meci vis-a-vis de ce urmează pentru voi în Europa? Nu știu, vă veți concentra mai mult, veți fi mai atenți. Pentru că părea la un moment dat că e o simplă formalitate și prima repriză a părut că nu aveți probleme cu cei de la Șepși. Da, trebuie să fim concentrați până în minutul 90, până iar arbitru finalul. Nu știu, poate am căzut, poate n-am mai fost concentrați de la 2-0. Trebuie să fii concentrat până în ultimul moment că te taxează. Am văzut și CFR-ul și trebuie să, până fluieră arbitru, 100 de minute, cât e, trebuie să jucăm, să nu...
ne gândim altundeva. Poate Craiova să sară de locul 3 în acest an? Și eu zic că avem un lot foarte bun. Și am încredere că putem să câștigăm și noi campionatul ăsta o dată. Mulțumim. Ne grăbim să tragem concluzii după un singur meci? Nu? Dacă am fi intrat în fotbal ieri, da, poate că ne grăbeam, dar nu, sub nicio formă. Un meci chiar nu are nicio relevanță. Nu are relevanță. Absolut deloc. Îl ascultăm pe Bergodi. Cum a fost? Cred că da. Cum a fost? Prima repriză un pic mai greu, dar după al doilea repriză am schimbat și sistemul de joc și... După am schimbat, ne-am întors și la sistemul nostru cu încă schimbările când am văzut că am luat al doilea gol. Dar se pare că deja al doilea repriză când am început bine pentru că eram acolo, ne-am dus peste ei, l-am ținut un pic la în jumătate lor și era un pic mai greu pentru ei. Dar în generale se pot spune în total că a fost un rezultat. Batea tu Michelanul golul lor, dar apoi a să revenit. Sì, da. De asta mă bucur pentru că trebuie să-i felicit băieții pentru că au reacționat foarte bine la, de exemplu, putea omora orice echipă când iai al doilea gol pe contraatac cum am pierdut noi mingi acolo. Dar spiritul mi-a plăcut pentru mentalitate de a juca până la sfârșit, până la capăt. Cât au contat absențele de la mijlocul terenului Matei, Aganovici, mă gândesc, pentru această partidă? Dacă de fapt asta a contat cel mai mult în startul jocului, în prima repriză, să spunem. Da, bine, normal că am încercat să acoperim acest loc la mijloc, dar eu sunt mulțumit de cine a intrat acolo la mijloc după a jucat în spatele Ninai, no? E vorba de Ninai, a dat și un pas pentru gol de Ion Gheorghe după 5 minuti, dar e normal că nu are caratteristici de a juca acolo, dar am avut probleme în sfârșitul săptămâna, am avut probleme după Supercupa, Matei s-a accidentat, Aganovic la fel, și n-aveam Rodriguez, poate s-a văzut, no? Că e un jucător foarte bun, că se pliază bine pentru acest stil de joc, dar s-a antrenat puțin cu noi și nu putea juca de la început. Eu cred că cine a intrat, mă bucur, pentru că cine a intrat în vână și a intrat foarte bine de la banca. Ciudat sau nu, primele meciuri începeți cu gol primit și apoi vă turați motoarele. Da. Nu știu, vă trezește practic golul sau golurile vă trezește? Nu. Știi, sunt greșele că se pot întâmpla în început sezonul, dar eu zic că echipa a arătat foarte bine, repete, mai ales al doilea repriză, ca spiritul de grup, adică un spirit, o mentalitate. Eu cred că 0-2 la Craiova, nu știu câte echipele revine și sta 2-2 și ei. Nu uitam că la sfârșit Mirko am avut ocazie ultima la secundă. Mirko a scos cu ginocchio. Mirko pleacă, Bilecelli. Pleacă de la Craiova după 4 sezoane în România la Palermo. Cum da, mă bucur pentru el. E un portare che pierde sigur o piesă foarte importante pentru Craiova, pentru această echipă. L-am antrenat și l-am cunoscut ca om, ca giocatore. C'è un giocatore che merita questo lucro, se intorce in Italia è normale, gli italiani hanno cercato in Liga 2, se duce la Palermo, equipa forte e buona, che come ha promovato in Liga 3, ha castigato Liga 3 a Dar, io equipa che è ancora la favorita per stadiono, e 20.000 uomini in fiecare match, c'è in Liga 2, e atunci c'è un buco per ieri, e io le se bafta. Prima intervenție VAR în favoarea voastră. Da, asta cu Matei, che ha fost il cartonaccio rosso, sì, beh, noi sincer, io sincer am crezut che non dadea golul, gol nostro, sincer, am rimasto un picco umit, dar dopo scos cartonaccio, au văzut ei, sincer, nu eu. Domnule Bergodi, pentru că ați fost singura echipă care a jucat până acum din campionat cu CFR-ul, vă întreb, vă așteptați chiar după meciul cu Supercupă după Supercupă să se întâmple ce s-a întâmplat cu feroviarii în Europa? Nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam, dar în fotbal se întâmplă la un moment dat când încă au adus jucătorii noi, nu e ușor pentru Dan să... Dar acum sta în Conference League, probabil va face un drum mai lung decât celelalte echipe, pentru că probabil va fi și capul de serie. Dar zic eu că trece printr-o perioadă proastă, dar cred eu că au jucători acolo pentru a ieși din această perioadă așa proastă. Apropo de Conference,
Cum o să fie pentru voi? Cum o să fie? O să fie greu. Pentru că astăzi, ieri m-am uitat la meșul de Lubiana, că a castigat, zic eu, cu un pic de, sincer, de noroc, pentru că ceilalți au avut 5 ocazie mari, dar da gol 1-0 pentru ei. Dar după în prelungirea castigate și... Da, întotdeauna va fi greu, pentru că oricum noi Sepsi suntem o echipă mică, un club tiner, și vom vedea ce se întâmplă joi viitor acasă. Mulțumim și multă baftă! Mersi, mersi, Doamne ajută! Bun, o luăm în calcul, bine, o luăm oricum, dar deja după două meciuri, vi se pare că Sepsi e o candidată serioasă la play-off? Clar. Clar. Sunt cam puține candidate serioase la play-off din ce vede. Serioase. Sunt destule candidate. Păi, da, vreo 6. Mai mult de 6 nu există. Nu se lărgește play-off. Pe candidate pot să fie mai multe. Poate să fie, dar eu vorbesc serioase, nu la ce arată. Adică, ok, n-am văzut UTA. Deci pentru play-off vedeți mai sus de play-off, gen... Mai sus de play-off nu e nimic. Să spargă trio-ul ăsta CFR, FCSB, Craiova? Once again. E greu să vorbești despre meci. Doar că numele jucătorilor... Știm ce transferuri s-au făcut. Am văzut. Mioveniu nu aduce jucători. Sibiu intră, nu aduce jucători. Petrolul intră și aduce foarte mulți jucători. Cu experiență, cu nu știu ce... Trebuie să-i vedem pe toți ca să putem, măcar să-i vedem odată. Tragem o concluzie. Putem să vedem un meci în care Sepsi a fost net superioară Craiovei. Dacă Sepsi poate să ia locul Craiovei sau al nostru sau al CFR-ului. Mi-e greu să... Îi vedem explicațiile lui Laszlo Balint. Puntele în mână, dar nu am reușit să gestionăm ultimele 20 de minute. Din niște faze destul de ușor de gestionat. Am luat cele două goluri din zona mijlocașilor centrali. Știam forța celor de la Sepsi, că dezvoltă foarte bine în flanc și de acolo vin cu centrări. Din păcate n-am reușit să blocăm aceste faze. În ultima parte a meciului, când practic era cel mai important să fim organizați, să fim disciplinați și să fim foarte, foarte bine din punct de vedere al duelurilor 1 contra 1. Ar fi trebuit să câștigăm, meciul ăsta s-a terminat 2-2, puteam să-l și pierdem pe final. Asta este un debut nu tocmai cum ne așteptam, dar este un punct și ce este evident că avem foarte mult de muncă. Hai să luăm așa metodic. Rogulic, cât de grav e accidentarea sau? Da, din păcate ați văzut că am fost obligat să-l schimbăm. Gustavo, din fericire, a intrat foarte bine. Acesta a fost aspectul pozitiv. Sper să nu fie o accidentare foarte gravă. La prima vedere este doar o contuzie forte, dar care cu siguranță îl va scoate din circuit câteva zile. Noi avem un program destul de încărcat. Să vedem și la Ștefan Bayram, pentru că și el a acuzat niște dureri. Este clar că efortul a fost mare pe această căldură. Vedeți că ritmul de joc, exact ce am spus și înainte de meci, Sepsi a avut un tempo în plus față de noi, dar o să căutăm să reglăm cât se poate de repede aceste lucruri, pentru că nu avem timp să ne lamentăm. Vin foarte repede următoarele meciuri și trebuie să fim bine, în primul rând, din punct de vedere mental. Mateiu Roșu, după intervenția VAR, prima intervenție VAR în Liga 1. Da, așa este. Acum eu nu stăpânesc foarte bine detaliul ăsta, dar odată ce ai luat gol, nu știu dacă se mai impunea acordarea acelui cartonaș roșu, dacă mă înșel, prezint scuzele, dar asta a fost decizia, trebuie să o acceptăm ca atare și trebuie să ne descurcăm fără Matei în următoarele etape de campionat. Se adaugă, iată, suspendării lui Nicu Bancu, trebuie să aplicăm și un sistem de rotație, pentru că avem și meciurile din Conference League, dar cu capul sus, cu curaj, cu încredere, trebuie să luăm fiecare zi în parte și fiecare meci în parte. A surprins, evident, netitularizarea lui Gustavo, vorbeam și înainte de meci. Pleacă Gustavo? Dumneavoastră trebuie să știți mai bine. În acest moment, Gustavo a fost declarat omul meciului, vedem ce se va întâmpla zilele următoare. Mirko Piliaceli pleacă de la Craiova. Cât de mare e pierderea asta pentru tine, pentru voi? Am spus-o și înainte de meci, la conferința premergătoare jocului. Mirko, un jucător, un portar care a fost foarte important în ultima perioadă pentru Craiova. A demonstrat și astăzi că e un portar valoros, dar a venit această oportunitate în primul rând pentru el și îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru clubul nostru. Raul Da Silva, ce e cu el?
O să intre cât de curând. O să intre cât de curând, poate chiar următorul meci de campionat. El face progres în ceea ce privește aceste acumulări fizice și cu siguranță ne va ajuta în momentul în care va intra. Va avea Colici acele finalizări în campionatul acesta, pentru că din păcate pentru el nu prea intră. Da, cu siguranță. Noi avem încredere. Colici este un atacant de calitate. Să ne aducem aminte forma de dinainte de accidentare. Să știți că nu este ușor, pentru că încă mai resimte, are zile în care mai resimte anumite dureri acolo la piciorul operat, dar atitudinea lui este admirabilă. Tot timpul strânge din dinți, tot timpul este foarte pozitiv, are o atitudine foarte bună și eu am foarte mare încredere că în curând o să vedem și calitățile lui transformate în goluri, pentru că până la urmă asta este sarcina lui. Alexandru Mitriță în tribună, va tenta povenirea lui înapoi? E un jucător foarte important. Din păcate, nu știu dacă nivelul financiar ne permite în acest moment să sperăm să putem să-l aducem, mai ales că știm că este un jucător foarte iubit de suporterii noștri. Vă dați seama că ar fi un foarte mare plus pentru noi, dar, repet, nivelul financiar nu cred că ne permite să sperăm la acest lucru în acest moment. E un lucru bine, știu că toată lumea mai vrea transferul pentru o echipă, cel puțin toată lumea din partea suporterilor, în primul rând, mai dorește transferuri. Da, am spus dumneavoastră, ce, până la urmă dumneavoastră faceți echipa și dumneavoastră știți ce aveți nevoie să... Sunt discuții, țin constant legătura cu conducerea clubului, sunt discuții deschise, este clar că vor mai veni jucători în perioada imediat următoare, dar am spus-o, trebuie să aducem jucători cu calitate, jucători care să vină cu un plus evident la tot ce avem noi în momentul acesta în lot. Vă mulțumim. Mulțumesc, seară bună. Da, l-am stat pe Balint. Discutăm acum la obiect, pentru că am terminat cu flash interviurile, câteva momente importante ale jocului. Să vedem modul în care se produce accidentarea lui Rogulici. Balint spune că primul verdict n-ar arăta că e ceva grav. Dar, practic, Robi a fost de bun augur pentru Craiova că a intrat Gustavo. Dar să vedem, pentru că au existat proteste de pe bancă. Nici măcar faul nu cred că a dat aici Radu Petrescu. Balint a spus că are o contuzie puternică. Da. Că ăsta ar fi primul verdict. Și că speră să fie cumva confirmat. Înțeleg că a fost dus să facă un remene la coloană. Da. Dar eu n-am văzut cum a fost lovitura. Da, numai să nu lovească gen cu genunchiul. Probabil. Cumva. Dacă lovește în noată undeva în zona asta, așa, și prinde un nerv acolo. Gen cum sărea Cadu pe vremuri, care sărea cu genunchiul în spatele tuturor atacanților, da. Că așa pe reloare nu pare, aici. Dar nu, nici măcar asta nu pare. O să fi lovit cu cotul în spate. E clar că l-a lovit cu ceva, dar noi nu putem să ne dăm seama din reloare. Din reloare nu se vede. Și oricum nu este nicio intenție. Da, la fapt, adică ca să discutăm din perspectiva VAR-ului, spui. Da, corect, așa e. Bun, cele două goluri marcate de Sepsi. Deci era 2-0, cum spuneați noastră, domnul Stoica, minutul 73, Craiova cumva controla măcar tabela, dacă nu jocul. Și să vedem cum a reintrat prima dată în joc Sepsi, golul lui Damașcan. Mie mi s-a părut că a fost sincer la flash interview, că ne-am spus, am vrut să o dau acolo, am vrut să pun latul ăla, să acopăr cât mai bine mingea, să o trimit spre poartă, acum să prindă spațiul porții, că exact cum spune Hagi, prima condiție de dai gol e să trimiți pe spațiul porții. Ăsta e al doilea gol. Hai să vedem primul gol, marcat de Damașcan, că aici sunt mai multe lucruri de discutat, inclusiv intervenția pe care o are Mateiu și care a fost foarte bine văzută din camera VAR. Chiar a debutat cu dreptul VAR. Da. Că putea să treacă neobservat dacă putea, nu erau foarte exact atenți, dar... La faza asta putea să treacă, da. Dar e exact ce așteptam. Asta niciodată nu se sancționa fără VAR. Îl vedem tot golul 2. Nu, acum o să vedem, o să vedem primul gol. Dar pe mine mă șochează că mulți spun că centrarea a fost defectuoasă, centrarea a fost excepțională. Nu mulți, Mateiu spune. Da. Mateiu a spus că a greșit Dimitrov centrarea. Mea culpa, îmi prezint scuze.
acum, bine, uitându-ne... Dacă te uiți, dacă se referă la faptul că n-a dat centrarea în careu, că n-a vrut să dea Dimitrov acolo... vrea să trimită în careu, adică în care vrea să... Niciun gaz nu vrea să o trimită, unul o trimite. Nu știu, nu știm asta, bănuim. Nu știm dar asta. El o dă impecabil acolo, pentru că Damașcan e liber. Da, zona aia este n-are total neacoperită. Dacă la golul 2 nu poți spune același lucru, pentru că Mateiu e acolo. Că nu pune piciorul cum trebuie, că pune piciorul, că nu blochează. Dar aici chiar nu era nimeni. În zona de căciulă... Crețu a coborât prea da, mult. Da, acum s-a văzut pe această imagine. Crețu a coborât prea mult, acolo trebuie să fie mijlocaș central. De acolo se dau goluri. Crețu, la faza asta, s-a comportat ca un stopper, nu ca un mijlocaș central. A trecut în linie, dar cum zice și mea, fac această greșeală de frică foarte mulți jucători. Ei cred că dacă te apropii de poartă, e mai, poți să limitezi pericolul. Îți apăr mai bine poartă. Fă fals. Focul să stinge unde să aprinde el. Pe urmă, incendiu e gata făcut acolo, lângă poartă. Asta e o deprindere care vine de aici? Sau poate activa și faptul că a fost folosit inclusiv ca stopper? Nu, joacă de ani de zile mijlocaș central. Nu, el se chinuia ca stopper. Păi, nu, se chinuia, dar poți să ai la un moment dat instinctul să te... Adică nu e același lucru cum a văzut la Nina în prima repriză. La Nina, instinctul l-a dus la anumite faze. Că e la bază stopper. Că e la bază stopper, l-a dus acolo. Aici nu înțeleg, adică e... Crețu nici măcar închizător nu este. Este un... E mai degrabă optar. Discutând în 4-2-3-1 cum joacă Universitatea Craiova, Mateiu e închizător și Crețu face legătura. Și de-aia și vezi pe Crețu ajungând, a marcat anul trecut, a ajuns să facă învăluiri în partea dreaptă. Pe atac dezvoltă foarte bine jocul. Are niște carențe defensive. Cel puțin acum a greșit grav. Așa, golul 2. Golul de 2-2, marcat de Păun. Aici ajunge, de fapt ajunge, iese de acolo Mateiu, apucă să dea în minge. Faza a fost de atac prelungit. N-a reușit să îndepărteze mingea din careu, adică, iar Mateiu s-a dus greșit. Mateiu poate ar fi trebuit să ducă în alunecare acum. E un pic întârziat și pare în reluare așa Mateiu cum se duce. Dar e și multă șansă la golul ăsta. Aici de dreptate lui Mateiu. Da. E multă șansă și pentru Păun că scapă neaccidentat. Ce mi se pare grav? Mi se pare foarte gravă pentru Universitatea Craiova declarația lui Mateiu. Nu ne așteptam să jucăm atât de bine. Dacă într-adevăr asta este opinia unanimă în vestiarul Craiovei, cred că au o problemă. Că mie mi s-a părut că n-au jucat deloc foarte bine, neașteptat de bine. Mie mi s-a părut că au avut probleme foarte mari. Nu înțeleg de ce să nu te aștepți să joci bine, în primul rând asta. Poate să fie o explicație faptul că, mă rog, puierilă, faptul că Sepsi a jucat deja un meci și poate a intrat mai ușor în ritm. Dar pentru că primul meci e greu tot timpul. Chiar e greu. Sigur că sunt două echipe care joacă primul meci. Acum nu a fost, doar una, că Sepsi jucase cu CFR, cu CFR 2. Bun, și mai e ceva de remarcat la faza asta. Păun, care vine din zona de unde vine să finalizeze, este jucătorul la care Nistor se uită cel mai frumos. Dacă te uiți la fază, Nistor vine până la un moment dat, Păun e lângă el, Păun pleacă de lângă el și Nistor nu are nicio problemă. Să zic că nu e prima dată când îl vedem pe Nistor cu atitudinea asta intrând de pe bancă. Aș fi tentat să spun că pe undeva înțeleg... Se simte nedreptățit. Nu neapărat, nu mai e motivat. Eu așa îl văd pe Nistor în momentul ăsta. E o problemă cu jucătorii de 34 de ani cât are Nistor, care au fost obișnuiți toată viața, mai puțin episodul Evian, să joace titular. Da. Și când deodată se trezesc pe bancă, sunt unii care n-au niciun fel de problemă și intră și... Dar sunt unii care sunt nemulțumiți. Nu vorbesc neapărat de Nistor. În general... Nu e primul meci în care îl vedem așa. Nu, de asta pe, nu e genul de jucător care se ide de pe bancă și să... Deși a avut și meciuri în care a intrat și a jucat bine. E, după această fază... Dar a fost fază... o chestie la Nistor. De Nistor se știa că nu îi se va prelungi contractul. Da. După aia, deodată, toată lumea a aflat că a semnat prelungirea contractului. Adică a fost o incertitudine. Într-adevăr, Nistor nu este cel care a fost, spre exemplu, acum un an de zile, când
Era clar că cu el începe echipa. Și prin situații mult mai complicate. A fost întors la pauză și scos prin minutul 66. Cu Reghe, antrenor, care e cumva umilitor, mai ales pentru un jucător de nivelul lui. Imediat după acest gol, Radu Petrescu face semn de VAR și pleacă. Evident că toată lumea din stadion, inclusiv jucătorii, au crezut că se analizează valabilitatea golului. Pe care rezerva îi transmite lui Golovka că nu e vorba de asta, că l-am văzut pe Golovka, este nefericit și liniștindu-și și jucătorii. Dar foarte bună decizia lui Chivulete, pentru că Andrei Chivulete a fost în camera VAR, VAR principal, care îi transmite lui Radu Petrescu că intrarea lui Mateiu este de cartonaș și roșu. Și aici Balin n-are de poate sub nicio formă antrenorul Craiovei. Roșu este, indiferent că e gol sau nu, mingea era în joc, chiar dacă nu era în joc. Da. La vorba ta, acceptăm scuzele. Îi acceptăm scuzele, că omul a spus. Dacă nu e așa, îmi prezint... A fost corect. Discursul lui Balint a fost de excepție. Adică chiar nu a încercat să prezinte meciul altfel. Cum a făcut Mateiu, de exemplu. Da, Mateiu are niște declarații specifice. Fiecare vede meciul. Da. Bun, au mai existat două momente pe parcursul meciului în care VAR a analizat. Aici a fost vorba de o decizie practic schimbată că arbitru nu văzuse chestiunea asta. Celelalte faze... Dar putea să nu accepte să dea... Să meargă și să zică că nu e roșu? Nu. Deci trebuia să meargă clar, dar putea să spună că nu e roșu. Adică, păi vadă și să zică nu e roșu pentru mine. Era evident că e roșu. N-avea cum, dacă a văzut ce am văzut și noi. Nu, a plecat rău de tot piciorul. A fost o fază când a venit Alessandru Deaconu și a prezentat diverse situații. A fost o fază la un Inter, nu mai știu cu cine juca, în Champions League. Arbitru a flerat fault, a dat cartonaș galben și ți-a transmis în cască, vezi că e roșu. Merge, s-a uitat vreo 30 secunde. Cred că. Și a zis nu. Pentru mine este tot... Și a avut dreptate. Și a avut dreptate, da. Când s-a făcut analiza la comisia... Pentru că era atacul cumva din spate, din lateral, puțin din spate, și atinsese mingea. Da, și... Și părea atac de roșu, dar într-adevăr intenția fusese... Și el și-a păstrat decizia, cumva intervenția VAR a fost greșită să-l trimită să vadă. Dar până la urmă și aia e bine că... E o chestie, delimitarea se face destul de greu în anumite faze. Și în faza aia, arbitru a judecat bine, dar VAR-ul n-a greșit neapărat că l-a chemat. A pierdut un minut, două minute. Dar până la urmă s-a luat decizia corectă. Deci VAR-ul nu face altceva decât să ajute fotbalul. Cine spune că ucide spectacolul, are un interes să nu fie VAR. Nu există așa ceva. Ok, și dacă e 7 minute în plus, noi și așa depășim biezul nostru. Noi stăm, nu avem nicio problemă. Nu, da, iată aici ce importanță are neapărat în acest meci. Acum Craiova va fi fără Mateiu, pe bună dreptate, nu-l va avea în teren, ceea ce contează pentru adversara Craiovei în meciul următor. Și tot așa, adică... bun, a mai fost un penalti solicitat de Sepsi, minutul 50, la care practic VAR-ul i-a validat decizia. La Tudor e... Asta e faza. Din nou, aici a avut el, Radu Petrescu, o decizie bună, pentru că n-a dat penalti din prima fază. Și ceea ce am constatat și au constatat și cei din camera VAR, că a avut dreptate. Și asta se punctează bine din partea observatorului. În momentul în care arbitrul ia decizia corectă, care este validată de VAR, atunci arbitrul ăla ia notă bună. Da, mă uitam, pas pentru Tudorie, pas pe culoar, foarte bun pas, foarte inteligent, dat de Dimitrov. Centrare la golul care întoarce în meci Sepsi, dată de Dimitrov. Păi Dimitrov, și a doua nu tot Dimitrov? Și la golul 2? Al doilea, acolo a fost carambol, dar tot de Dimitrov. Da. Dimitrov fiind jucător la care Craiova a renunțat. Da. Că așa se întâmplă, de regulă. Mai avem 3 minute de emisiune. Vreau să vedem o parte din conferința de presă de astăzi a lui Dan Petrescu. Un minut. Face trimitere, cred că la FCSB. Să vedem. Asta e impresia mea. Să vedem ce spune Petrescu. Cred că au fost cele mai grele ore de când am fost eu antrenor la CFR. N-am trecut printre acea perioadă. A fost o dezamăgire mult prea mare și sunt conștient că e un moment foarte greu, dar în același timp sunt conștient că toate echipele din lume au momente grele și au ieșit din aceste momente. La alte echipe de vreo 5 ani momentul greu, că nu câștigă nimic. Noi avem doar un moment.
Și în același timp m-am gândit că CFR Cluj mi-a dat mie foarte mult ca om, ca antrenor, în ultimii 5 ani, cât am stat pe aici, nu 5 ani împreună, dar vreo 3 ani jumate am stat. În același timp, cred că am dat și eu foarte mult acestui club și de aceea cred în continuare că există soluții să ieșim din acest, eu știu, nu știu cum să-l numesc, derapaj. La FCSB face trimite. N-are cum, pentru că noi n-am luat de 7 ani nimic, am luat o cupă, deci nu prea se. Chestiile astea, nu spun că l-am învățat eu să le fac, dar am avut muncă de pionierat în domeniu. În momentul în care aveam o problemă, iscam o polemică întreținută de cei cărora mă adresam prin intermediari, recte presa, ca să se uite și să se discute altceva. Nu, n-am nicio replică de dat. Nu. Nu, nicio replică. El se referă cu 5 ani pentru că se raportează de când la a început CFR. La perioada lui, el de când a venit acția, da, tot. De asta se raportează. Da. Eu în continuare spun că e un antrenor genial. E cel mai bun antrenor din ultimii ani, câștigă tot ce se poate câștiga. Să vedem și cu VAR.